Municipiul Bălți riscă din nou să se sufoce în gunoaie după ce autoritățile locale au reușit luna trecută să depășească o criză similară. Directorul interimar al Direcției Reparații și Construcții Drumuri Bălți, Cristina Sochirca, susține că întreprinderea se confruntă cu o lipsă acută de utilaje. În prezent, doar 4 autospeciale colectează gunoiul din municipiu și trebuie să deservească 10.000 de familii. Sochirca l-acuză pe primarul municipiului Bălți, Alexandru Petcov, că nu vrea să intervină în soluționarea problemelor legate de gestionarea deșeurilor și că încearcă să distrugă întreprinderea pe care o conduce. La rândul său, Petcov neagă aceste acuzații și declară că duce o luptă crâncenă cu mafia gunoaielor din Bălți. Specializirăvanei mașini, все летят и все в ужасном состоянии. Вот эта спецтехника находится у нас. Она вся прогнила, она работает без остановки. На линии 4 машины работают. Они изношены уже... Уже давным-давно поломанные. Есть 2 стоят, которые вообще не подлежат ремонту, но они стоят. И 4 ждем из них запчасти. На 4 машины ждем запчасти. Северный вокзал у нас практически на сегодняшний день не успели собрать. А остальные районы мы собираем, убирается мусор по мере возможности, согласно графика. Directorul interimar al Direcției Reparații și Construcții Drumuri Bălți susține că criza deșeurilor a fost creată artificial de primarul orașului, care ar avea o atitudine discriminatorie față de angajații întreprinderii pe care o conduce. Primar хоче довести эту ситуацию до того, чтобы мы отказались от данной услуги и отдать ее в частные руки. Это его цель. Но мы держимся как можем. Primarul municipiului Bălți, Alexandru Petcov, recunoaște că dotarea întreprinderii nu este la cel mai înalt nivel, însă susține că conducerea acesteia nu a înaintat propuneri către Consiliul Municipal și nu a venit cu un plan clar și coerent de acțiuni pentru diminuarea crizei. Мы видим, что это муниципальное предприятие в лице своего временного руководства пытается в очередной раз выкрутить руки руководству города. Им не удастся, и мусорную мафию я в город не допущу. Ситуация нелегкая. Но она имеет решение, ее необходимо обсуждать. Город должен быть чистым. Întrebat de OneTV cum va soluționa această criză și ce măsuri pot fi întreprinse, edilul a răspuns. Это уже другой вопрос, его мы будем обсуждать точно не журналистами. Locuitorii municipiului Bălți au declarat pentru jurnaliștii de la Nord News că sunt deranjați de situația creată în oraș și speră că autoritățile vor remedia problema. Ну, значит, не приезжают, насколько нужно. Не убирают машины. Кто там должен этим заниматься? Практически всегда. Особенно летом, сами понимаете, весь мусор, ветер, все летит в посадку. И кошки, собаки, крысы, мыши, все. Убирают. И очень хорошо убирают. Но проходит время, и вот так наполняется. Завтра соберут, наверное. Мало мусорок, поэтому и забивается быстро. Acum o lună, municipiul Bălți a fost la un pas de colaps ecologic, deoarece depozitul de deșeuri din satul Țambula, unde sunt transportate deșeurile din Bălți, a interzis accesul autospecialelor Direcției Reparații și Construcții Drumuri din cauza datoriilor. Pe 12 iulie, consilierii municipali ar fi trebuit să modifice bugetul municipal și să găsească fonduri pentru a achita datoria. Totuși, cu o zi înainte, pe 11 iulie, primarul orașului Alexandru Petcov și-a anulat decizia de a convoca Consiliul, susținând că a rezolvat problema cu depozitarea gunoiului și a transferat banii pentru a achita datoria la depozitul de deșeuri.